Lunea aceasta, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a fost comemorat în comuna botoșaneană Stăuceni cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii celor 100 de ani de la nașterea sa. Evenimentele au debutat la biserica din satul Victoria, ctitoria al celui de-al cincilea patriarh al României, cu un simpozion la care au fost prezenți înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de preasfințitul părinte Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, preoți și credincioși din zonă. A avut și a înțeles că a zidit biserică este lucru cel mai important pentru un preot și pentru un arhiereu. Pentru că în biserica zidită, construită, consolidată, restaurată, vor veni mulți, vor auzi cuvântul lui Dumnezeu, se vor întări sufletește și vor trăi mai frumos în viața de familie sau de societate. Dumneavoastră, cei din sat, să vă bucurați pentru că din rândurile dumneavoastră a răsărit această floare frumoasă, bine înmiresmată. Așa cum văd aici domnul primar, împreună cu colaboratorii domniei sale, îi păstrează amintirea vie. Este un moment frumos de aducere aminte de personalitatea păstorului bun în persoana preafericitului părinte Patriarh Teoctist. Și revin cu bucurie în locurile natale, a doua oară sau a treia oară, și totodată port în rugăciunile mele numele Părintelui Patriarh, pentru că l-am întâlnit de câteva ori și l-am cunoscut puțin, dar l-am considerat ca un părinte bun, cu chip luminos, cu multă dragoste față de oameni și față de slujitori, așa după cum a fost și Sfântul Ierarh Nicolae. A fost patriarhul cel mai longeviv. A fost omul bisericii și ierarhul în mod special cu o durată de viață monahală cea mai lungă, aproape 80 de ani. A fost ierarhul de până acum în istoria cunoscută a bisericii noastre care a slujit ca arhiereu peste 57 de ani. După cum a fost și ierarhul care a prins cele mai multe regimuri. Înainte de comunism, toată perioada comunistă și bună parte din perioada post-decembristă. După simpozion, preoți și credincioși, în frunte cu un alt preasfințitul părinte Teofan, au mers la mormântul părinților patriarhului Teoctist, Dumitru și Marghioala, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire. Evenimentele s-au încheiat cu vizita la Casa Memorială din Tocileni, a celui care a fost vreme de două decenii patriarh al României.